Horoscopul pentru 10-14 august 2022. Putem spune că din 10 august Soarele are o poziție cu Saturn retrograd, acumulare de tensiuni și oamenii constată uneori neputința de a pune în practică unele lucruri pe care și le doresc. Practic, sunt afectate domenii de viață specifice fiecărei zodii și pot să aducă pesimism, încăpățânare, stări de egoism și chiar de melancolie. Opoziția Soarelui cu Saturn retrograd se formează totodată cu un care un T, cu planeta focar Uranus, și aici se acumulează frustrările. Putem spune că aceste frustrări pot fi rezolvate dacă se acționează în zodia opusă unde se află Uranus, respectiv în Taur, deci se poate acționa în Scorpion prin Marte, adică prin acțiune. Luna, putem spune că în această perioadă scurtă are o quadratură cu Jupiter, care poate să aducă frustrări, violențe, conflicte, conflicte chiar pe teme religioase, stări de nervozitate, stări care pot să afecteze vitalitatea oamenilor și, de altfel, există și o conjuncție a Lunii cu Pluto. Această conjuncție poate să ajute oamenii să caute lucruri care să-i facă mai creatori, poate să scoată iarăși la suprafață lucruri ascunse. Luna ajunge și în Vărsător la un moment dat în această perioadă și aduce un spirit de independență mai puternic, desprinderea de trecut, căutarea egalității. Relațiile se leagă mai ușor și sunt căutate grupuri cu idei comune. Avem și un sextil al lunii cu Jupiter, o conjuncție cu Saturn, data de 12 august. Această conjuncție a lunii cu Saturn se perfectează în Vărsător și ea poate să scoată în evidență ceea ce oamenii chiar au nevoie să vadă, să conștientizeze. Practic, poate să aducă eliberarea de prietenii vechi, planuri, obiecte, lucruri care nu mai sunt ancorate în dorințele oamenilor care nu mai sunt de actualitate. Opoziția Soarelui cu Luna formează un care un T, planeta focar este Marte din Taur și echilibrarea frustrărilor, așa cum am mai spus, se face în Scorpion, deci în zodia opusă. Pe această opoziție, Soare-Saturn retrograd, iarăși o altă opoziție, formează un care un T, planeta focar Uranus și am mai vorbit despre aceste frustrări. Există și opoziția lui Venus cu Pluto retrograd, care se poate valorifica prin configurația daltă, planeta focar este Neptun și se poate acționa prin Marte. Practic, e vorba de a se acționa prin acțiune, fiind vorba de Marte, și acțiunea poate să vizeze echilibrarea resurselor, clarificarea unor situații care implică bunuri materiale. Trigonul lui Marte cu Pluto, care are și un trigon minor, planeta focar Neptun, valorifică energia emoțiilor și poate să aducă foarte multe iluzii. Trigonul lui Venus cu Neptun valorifică iarăși
Un drink minor, planeta focar este Marte și se poate acționa creativ și prin armonie, prin sensibilitate. Configurația cortul, despre care am mai vorbit în trecut, valorifică energia opoziției lui Venus cu Pluto, este o sursă de energie în plan creativ, în planul minții și cele două planete aflate într-o opoziție, Venus și Pluto, totuși pot să aducă energie în zona creativității. Mercur, aflat în Fecioară, în această perioadă, este în domiciliul său și favorizează raționamentul, analiza informației, a ideilor, critica constructivă. Din 12 august, trigonul lui Mercur cu Uranus chiar favorizează chiar idei mai progresiste, mai ieșite din tiparele obișnuite și relațiile iarăși sunt încurajate de Mercur pe ideea de relații ce au o bază mentală. Venus, în perioada 7-11 august, are oarecum o opoziție cu Pluto. Deci, perioada aceasta pe care noi o analizăm, 10-14, totuși avem 2 zile, 10 și 11 august, când opoziția aceasta este activă a lui Venus cu Pluto, retrograd. Aduce dezechilibre, mai ales în zona relațiilor, aduce inhibiții psihice, blocarea exprimării pasiunilor. Există opoziția lui Venus cu Pluto, așa cum am mai discutat, valorificată prin configurația daltă, prin planeta focar Neptun și aduce riscuri foarte puternice de iluzii. Valorificarea acestei opoziții se face prin configurația daltă în Marte din Taur, prin acțiuni bine gândite. Până pe 12 august, iarăși avem o opoziție a lui Venus cu Pluto, însă pe o configurație numită cortul. Valorificarea tensiunilor se face în planetele Marte și Neptun, aflate în sextil. Venus are și un trigon cu Neptun, care aduce inspirație, romantism, atracția către misticism, relații marcate de stabilitate. Din 11 august, Venus va intra în Leu, este slăbit și favorizează relațiile care au totuși se bazează pe exprimarea voinței și pe o doză mai crescută de dramatism, emoții și acum putem să-l analizăm pe Marte. Marte în Taur rămâne în sextil cu Neptun până pe 16 august, deci toată perioada analizată de noi, 10-14, este sextil cu Neptun și favorizează atitudinile de deschidere, de întrajutorare către ceilalți, emotivitate, comportamente impulsive, am putea spune, un aflux de imaginație, relații romantice, spirituale, creative. Tensiunile pe care Marte le valorifică, bazat pe opoziția lui Venus cu Pluto, prin configurația daltă, nu putem să luăm în calcul și trigonul lui Marte cu Pluto,
care, trigon care se activează pe 10 august și e activ până pe 17 august și va favoriza acumularea de energie fizică, energie în plan moral. Oamenii își doresc un nou start și instinctele puternice pot scăpa uneori de sub control, pot da o doză mare de încredere și dorință mare de afirmare, de creativitate. Relațiile sunt puternice și trigonului Marte cu Pluto, sextilului Neptun cu Pluto, iarăși trigonul dintre Venus și Neptun, sextilului Marte cu Venus, opoziția lui Pluto cu Venus. Avem practic din aceste configurații astrale o configurație numită cortul. Și se valorifică energia, o poziție dintre Venus și Pluto, practic o poziție care aduce energie în planul creativității și în planul mental. Prin opoziția celor două planete. Jupiter, în această perioadă pe care o analizăm, aflat în berbec, favorizează evaluarea credințelor și a ideilor, o analiză chiar a sistemului de valori la care oamenii se raportează. Saturn, începând cu 10 august, retrograd, având o opoziție cu Soarele, acumulează tensiune. Tensiunea are, practic se desfășoară între voința oamenilor, dorința lor de a pune în practică lucruri și posibilitățile efectiv practice pe care le au la îndemână pentru a face aceste lucruri pe care le doresc. Sunt afectate domenii de viață specifice fiecarei zodii, însă aceste lucruri pot să aducă ceva pesimism, ceva egoism și ceva melancolie. Practic, opoziția Soare-Saturn retrograd, despre care am mai vorbit, are un T, practic, planeta focar este Uranus și acumularea de frustrări în Taur și frustrările se rezolvă dacă se acționează în Scorpion prin Marte, adică prin acțiune. Quadratura lui Uranus cu Saturn retrograd favorizează iarăși duritate, rigiditate și chiar represiuni. În relații apare tendința de distrugere a relațiilor cu mai mare ușurință. Uranus, putem spune, deja l-am analizat în relația cu celelalte planete, dar putem spune că din 12 august, pe baza trigonului lui Mercur, Uranus, sunt favorizate ideile noi, cât mai progresiste, cât mai originale, gândire cât mai clară, memoria este la cote maxime, dar și încăpățânare. Iar quadratura lui Uranus cu Saturn poate să aducă totuși duritate în exprimare, rigiditate, instabilitate și chiar tendințe de distrugere a relațiilor, despre care am mai vorbit. Neptun, în această perioadă analizată de noi, poate să favorizeze atitudinile caritabile, o doză mai mare de generozitate și un comportament ceva mai impulsiv, poate, dar bazat în primul rând pe o amplificare a imaginației. Relații romantice, uneori poate spiritualizate, alteori bazate pe creativitate. Pluto, până prin 11 august, este analizat de noi pe opoziția lui Venus cu Pluto și această opoziție aduce de regulă în planul relațiilor, dezechilibre, inhibiții și
Mai avem chiar și opoziția lui Venus cu Pluto, care se valorifică prin configurația daltă, planeta focar este Neptun și există riscuri mari pe această opoziție, despre care am mai vorbit, de iluzii până la urmă. Acestea sunt configurațiile astrale pe care le-am analizat până pe 14 august.